demonstrează că, într-adevăr, la acea perioadă, în 2013, aeroportul era profitabil. Dar nu trebuie demonstrat. Sunt toate documentele care bilanțul contabil, financiar, care denotă că compania era, aeroportul era profitabil, nu era în pierdere. Și atunci de ce, domnul Lazar și chiar domnul Străleț, am văzut, ne convingeau că există probleme la aeroport și de asta. Probleme peste tot există. Dacă să vorbim astăzi, avem probleme și la Air Moldova, la companie, la toate companiile de stat, dar asta nu înseamnă că trebuie să le scoatem toate la vânzare sau să le ducem în faliment și apoi să le scoatem la licitație și să le vindem cu bănuți. Vă mulțumim! Poftim!